Marujan Vosganian va face o demersuri la NAV pentru a afla ce avere are Klaus Iohannis. Deputatul ALDE vrea să știe și ce impozite a plătit șeful statului din 90 și până acum. Fostul ministru vrea să se lămurească în ce măsură o persoană care a lucrat doar ca bugetar, atât cât a fost profesor sau primar al Sibiului, își poate cumpăra din banii strânși numai puțin de 6 case. Am să propun în Comisia de Buget de la Camera Deputaților să ceară ANAF să verifice averea domnului Iohannis și impozitele pe care le-a plătit domnul Iohannis din 1990 până acum, ca să lămurim și povestea asta. Iar Varujan Vosganian nu se oprește aici. Fostul ministru al economiei va cere ANAF să spună și ce avere are Iohannis. Eu nu trebuie să-i cer fișa fiscală a președintelui, noi trebuie să cerem la ANAF să ne aducă la Parlament, pe de-o parte, impozitele plătite de acest domn și averea pe care o are, pentru că dânsul iubește modelul german și noi îl iubim. Președintele din Germania a demisionat din funcție pentru infinit mai puțin decât evaziunile cu care se laudă președintele Iohannis. Ca să terminăm cu această lecție de morală pe care o dă acest președinte, exact cum o să dea și Băsescu.